Salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi, fraților, o să vă arătăm ce poți să cumperi în România, mai exact în Pitești, cu 2 milioane de euro. Suntem aici cu Andrei și Andrei astăzi o să ne prezinte această casă. Vă spun că e una dintre cele mai mișto case pe care le-am văzut, că e foarte vintage, nu? Da, e un stil baroc, spre vintage, care nu se va demonta niciodată. 100 de rotiri fără nicio depunere la Shining Crown sau 50 de lei să te joci cu ei free bet la fotbal, plus 680 de rotiri gratis. Intră pe link-ul din descriere, altfel numele. Și de cum am intrat în casa asta, mi s-a părut că e fix așa ca un fel de castel. Asta e un hall și asta e living-ul, nu? E tare, mă, cu aici, că e castelul Peleș, așa, dă un vibe de castelul Peleș. Avem aici o canapea de... Cât costă canapea asta? În jur de 10.000 de euro a costat, a fost făcută pe comandă. Ok. E o canapea modulară, după cum vezi și cu măsuță, cu sticlă. Totul e făcut în oglindă, adică avem sus vitralii. Aha. Și sunt în oglindă făcute cu pardoseala. Mi se pare ciudat, ăsta mi se pare singurul lucru ciudățel în casă. Chestia asta, cum mozaic. Mozaic, da. Mi se pare că e fix un pic ca... Ca la biserică. Da, corect, sau ca la școală. Da. Știi că e la fel la școală. Dar bine, este mai frumos făcut, da. Ideea mozaicului este să țină la trafic. Știi, în casă, practic, nu se descalță nimeni. Da. Și dacă ar fi fost altceva, eu știu, un parchet, s-ar fi deteriorat foarte repede. Statuile astea simbolizează ceva, înseamnă ceva sau... Nu, sunt doar de decor. Cum vrei să spui, vintage într-un cuvânt. Eu aș spune șmecheresc. Stil mafiot. Stil mafiot. A, da, chiar. Ia uite, mă, a pupat cineva asta, mă. Aceasta e însărcinată de ceva vreme, așteptăm să nască. Dar nu mai naște odată. Stop și asta, da. Asta a primit o lovitură. De asta nu prea i-a plăcut. Asta e tot pictat manual, nu? Da, tot ce vezi este pictat manual. Tot. Este pe pânză. Da, asta mi se pare greu să lipești pânza de lemn. Păi nu este greu, că s-a folosit un perlandez, un adeziv special. Și... perlandez, de mai trag băieții prin... un tablou pictat de Tiziano Vecello. Cum? Tiziano Vecello. Tiziano Vecello. Da, Vecello. Și cât costă acest tablou pictat de Tiziano Vecello? Păi, la dimensiunea asta sare undeva de 5.000 de euro, cam așa, undeva la spre 300 de milioane. După cum vezi, avem și șemineu care este pe lemn, e total funcțional. Și tablou cu Rolls-Royce, n-am mai văzut. Da, acelea un tablou cu Rolls-Royce, cu un model vechi, adică printre primele Rolls-uri. Ia, vine să primești l-am cumpărat. Da. Dintr-un târg din Anglia, ca să spun așa, mi-a sărit în ochi. L-am lăsat, e un pic murdărel, să zic, are puțin praf pe el, dar l-am lăsat încât să rămână așa pe stilul ăla, știi, de un Rolls stat în garaj mai mult timp. Și astea se dau la parte, nu? Da, dar sunt puțin izolate geamurile, ca okay. Să... Nu știu, că e casa lui Dracula, așa. Acest este biroul, bineînțeles, o casă de genul n-avea cum să nu aibă și un... Ia uite, ca cobra te jucăm șah pe aici. Te rog să iei loc să dai o notă scaunului. Mamă! Spune-mi cum te simți. Mamă, și că fac sex cu scaunul ăsta. Cu el sau și... pe el? Oricum, mai să fac. Și asta șmecheră tot. Și el la fel sunt pictat de manual. Absolut tot. Tot e manual, mă, casa asta. Totul e natural, e de la mama lui. Lemnul la fel este făcut special, adică măsurat la... milimetri, știi, să dea fiecare colțișor, să dea fiecare... Bun. A, și cea mai tare chestie, băieții, în această casă... Ia, deschide ușa asta și arăt. Hai să-l chemăm. Bossule, mare lift cu aici. Toată lumea are lift în casă. Deci, fie, când vă mințim, da? Aici e living-ul, hop, pac, uitați, lift. Și arată și bine, adică nu e de la frail. Cu oglindă, cu tot ce vrei. Mare jacuzzi ce avem aici. Și nu jacuzzi oricum, cu view. Da? Dar jacuzziul ăsta, nu știu dacă se așa pe cameră, dar e gen, așa, uitați, adică e imens, nu e de joacă. În cap 6 oameni aici, nu? Lejer. Da, pentru 6 oameni lejer este... Bine, în cap și mai mulți dacă se chinuie. Și aici, mare dormitor. Exact, este pictat de un băiat și o fată care pictează biserici. Aha. Și... What the fuck? Tocmai de-aia au fost solicitați, pentru că...
La fel aici este un o pictură pe pânză. Top de o fiesta. Patul matrimonial, bineînțeles. E șmecher. Dacă e... Și mine un pat, exact cum spuneam și jos în living, că... Să nu se facă fake. Tare și aici asta. Sunt trei surse de căldură. Odată încălzirea în pardoseală. Ok. Șemineul. Și ventilația împreună cu aerul condiționat, care fac și rece și cald. Da, 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 da. Bine, și costă pe măsură. Să... Da. Cât e o factură în decembrie? Ținând cont că acum decembrie nu mai e cum era odată. Să spunem că ar fi... Ok, ianuarie, da. Ce e vârful, e apogeul, să zic, al frigului. Depinde, se duce spre 6-7 mii de euro. Cam așa cu tot. Mamă. Adică cumulate gaze, curent. Da, 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 da. Apă. Mult, mult rău tot. Da, pe avem 1000 de metri pătrați. Doar de casă? 1000 de metri de casă. 1000. Zona asta? Asta e o zonă de relaxare, să zic. Ok. În pandemie a fost o zonă de cinema. Un TV foarte mare acolo, cu PlayStation, foc în șemineu. Ce să faci în pandemie? Corect. Stai pe relax. Da, și camera asta e mare. E mare. Aici, aici e sticlă peste tot. Aici, acolo, aici, unde sunt toate draperiile, este sticlă. Și aici, dita mai terasat de cam câți metri pătrați? Are undeva la 30 de metri. Poți să pui aici niște scaune, bla, bla, bla. Vara avem o masă de 6 persoane cu scaune. Uh-huh, Și ia vedeți cum se vede curtea, măiți. Dimineața se bec cafeaua. Acum merge. Acum merge, da. Adică uitați cât de mare e curtea, ca să înțelegeți. Pe acolo am intrat noi și asta e restul curții. Cu fântână. Adică ai fântână în casă. Mai avem ești o fântână, mai avem o fântână, doar că... Unde? Acolo. Corect. Doar că este oprită, mă. Acolo avem și pești. Da? Pești. Da, uite. Crap coi se numește. Crap coi. Da. Sunt frumoși, sunt roșii. Care... Când ajung la maturitate, adică când ajung să cumpărați undeva la 2 kg, valorează unul undeva și la 3-4 mii de euro poate valora. Dar un pește? Un pește de genul, da, dar durează, adică da. Vin de ani buni, de zile, da, 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 da. 7-8-10 ani să ajungă la maturitatea asta și să fie crescut exact cum trebuie cu... Dacă vreți să furați ceva, băieți, veniți aici și luați, sunt vreo 20 mii de euro. Ia băieții, când mi-au schimbat niște pompe acolo la fântână, din păcate au murit câțiva pești, că au schimbat și apa, le-am schimbat mediul, că ei creează un habitacul, știi? Da. Chiar dacă e murdar apa, ei se obișnuiesc și când le dai, chiar dacă le dai apă curată, mai mor din ei și făceau glume, făceau, aoleu, mamă, 4.000 de euro. Păi pe bune, pe bune. Și aici un dressing mic. Uitați, bum, 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 bum. Și te-a ceva mișto care îmi place focare. Ia uite, mare placă de ski, nu? De snowboard. De... Bun, am ieșit din lift direct pe terasă. Da, se vede și mai greu. Altceva, băieți. Vă dați seama aici un roof park așa, bine între prieteni, că s-ar vecinii pe noi. Și aici cred că sunt minim 60 de metri. Nu, ce 60 de metri? Aici undeva la... am vrut 150 de metri. O să, da, corect. Bun, băieți, continuăm cu prezentarea casei. Asta este piscina care este desprinsă din filmele cu Pablo Escobar, adică are LED-ul albastru înăuntru, are mozaicurile astea pe pereți care sunt foarte șmechere, tot asta de aici pictate manual și e imens, adică uitați-vă cât e imens. Intrați pe vlogul cu ce am făcut 24 de aici. Bun, și cam asta e curtea? Da, e o statuie sculptată în marmură. Ok. A fost lăsată cu macarau. Cât are? Are o tonă, nu? Peste. Îmi place că sunt peste tot statui, chestii. Aici merge o terasă. Da, ăsta e rolul ei, practic, aici. Uh-huh. Doar că, fiind din lemn, de-a lungul timpului s-a deteriorat și la vară o să crească înlocuită, dar momentan. Și pe aici accesul la piscină, nu? Pe aici accesul la piscină, da, unde avem cursuri de not. Aha. Un cursuri de not în fiecare zi pentru micuți pe fântână. E șmecheră, rău fântână asta. Pentru că avem o dorință. Mă simt ca într-un muzeu de la din Grecia, nu știu cum să zic aici.
Oh, what the fuck, acum văd. Uitați cât de șmeche de aici. Și băieți, cam așa se vede seara. Apropo, dacă tot am urcat aici, uitați cât de șmeche se vede. Alcheva. Dacă vreți să închiriați această vilă pentru diverse motive, aveți anunțul din linkul din descriere. Îl sunați pe Andrei și vorbiți cu el, vedeți care e faza. Aveți și Instagramul lui Andrei, dați și lui un follow, să facă și el follow. Și vila are un Instagram. Și vila are un Instagram, la aveți vila și Instagramul vila, la Vila Luxury.